Epistola întâia lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 15. Prima epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Amin. Haideți să stăm și să ne rugăm înaintea lui. Amin. 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 Vă invităm să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul. Eu sunt un predicator care nu plac nici introducere, nici prezentări, așa că o să intru direct în subiect. Fiecare dintre dumneavoastră care ați venit aici trebuie să știți cu certitudine un lucru măreț, că Dumnezeu vă iubește. E pentru că Dumnezeu a iubit omenirea, a îmbrățișat-o. Și în îmbrățișarea Lui a lăsat un dar, un cadou. Asta se întâmplă când iubești. De obicei, când iubești pe cineva, îl îmbrățișezi și îi lași câte un dar. Așa spune Scriptura, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a cântat o cântare. A predicat o predică. Dar ce a făcut? Semnul că iubești este că dăruiești. Și Dumnezeu, pentru că ne-a iubit, ne-a îmbrățișat și în îmbrățișarea Lui ne-a făcut un cadou, un dar. Darul acesta lui Dumnezeu pentru noi, în îmbrățișarea, în dragostea Lui, se numește Iisus. Acum, slujba mea sau rolul meu în slujba aceasta este să vă desfac darul, să-l despachetez, să vedeți ce este în dar. Că s-ar putea să nu vă placă ce e în dar. Sau s-ar putea ca dumneavoastră să vă așteptați să fie în dar ceva ce nu e. Noi, în urmă cu câțiva ani, am primit niște cadouri, niște daruri din Irlanda pentru copii. Și le-am dat la copii. Și unii dintre copii s-au dus acasă, au desfăcut darul și au rămas cu buza umflată. Nu le-au convenit ce a fost în dar. Și unele dintre mămici m-au sunat dacă nu cumva pot să schimb darul. Acum să știți că Dumnezeu ne-a lăsat un dar. Darul se numește Iisus. Nu se mai poate schimba. Dar unii dintre noi s-ar putea să rămânem cu buza umflată. Pentru că în darul ăsta s-ar putea să nu fie ce vă doriți dumneavoastră. Na, ce conține darul acesta cu numele Iisus? E, darul acesta îl despachetăm, îl desfacem și ne uităm ce e în darul acesta cu numele Iisus. E, în cadoul acesta, în darul acesta cu numele Iisus, este o promisiune. O promisiune. Sunt mai multe promisiuni, dar e numai o promisiune în seara aceasta, după masa aceasta. Deci asta este în dar. Este o promisiune. Știți ce promisiune este? Este promisiunea că Dumnezeu o să vă facă pe toți bogați. Că o să aveți o viață de lux și de confort. Că o să fiți sănătoși tun, că o să aveți prestanță, reputație, funcție și poziție. Unul într-o adunare, când am zis asta, au zis, aleluia! Adică i-a plăcut. Numai că eu am zis, îmi pare rău, dar nu asta conține darul, deși noi la Iisus pentru asta venim. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. În darul acesta cu numele Iisus nu este promisiunea că Dumnezeu o să vă rezolve problemele financiare chiar dacă ați venit în Germania. Nu este astfel de promisiune. Nu este promisiunea că Dumnezeu o să rezolve o criză financiară. Asta nu semnează că Dumnezeu nu poate. Dumneavoastră vă rugați. Dar dacă Dumnezeu nu o face, rămâneți dezamăgiți de Dumnezeu? Vă lăsați de credință?
Deci în Iisus nu este promisiunea că Dumnezeu va rezolva sărăcia, crizele financiare, problemele dumneatale de finanțe. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate. La unii o face, unii dintre dumneavoastră o să rămâne sărăcuți. Și n-ar trebui să rămâneți cu buza umflată, pentru că Dumnezeu nu o să-i facă pe toți bogați. Biblia spune, El sărăcește și El îmbogățește. Adică vor fi totdeauna săraci. Și unii dintre noi o să fim mai jos din punct de vedere financiar, alții mai sus. Și ce o să faceți? O să invidiați? O să fiți supărați pe Dumnezeu? Că nu vă dă și dumneavoastră ca la altul? Nu. Pentru că eu n-am venit la Iisus să caut în El așa ceva. Dacă dumneata le cauți în darul ăsta lui Dumnezeu așa ceva, atunci vei rămâne dezamăgit de Dumnezeu. E, în Iisus nu este nici măcar promisiunea că Dumnezeu o să vă vindece de toate bolile. Există oameni care vin la Iisus pentru ca să fie vindecați de boli. Eu nu spun că Dumnezeu nu poate. Dumnezeu înviază morții, binecuvântat să fie El. Dar în Iisus nu există o prioritate în cadoul acesta să fie o promisiune că Dumnezeu vindecă toți bolnavii de toate bolile. Vreau să vă întreb, este cineva care ar putea să vină în față și să asigure tot auditoriul din seara asta că Dumnezeu în seara asta vindecă toți bolnavii de toate bolile? Asta însemnează că unii o să fie vindecați și alții nu. Am văzut mărturii de aici din față în care copii s-au ridicat de pe cărucioare, din paralizii și oamenii bucuroși. Bun, și părintele care rămâne cu copilul handicapat, ce să facă? Să cadă în depresie? Să renunțe la credință? Îs persoane care sunt vindecate de cancer, alții rămân cu cancer. Unii au fost vindecați de COVID, alții au murit de COVID. Ce facem? Căutăm în Iisus numai vindecare și suntem dezamăgiți dacă nu ni se întâmplă lucrul ăsta? E, trebuie să înțelegeți, în Iisus nu este promisiunea că Dumnezeu va vindeca toți bolnavii de toate bolile. Când a fost Iisus pe pământ, nu i-a vindecat pe toți. N-a vindecat toți ologii, n-a vindecat toți orbi, n-a vindecat toți leproșii, n-a vindecat pe toți. Dar asta nu semnează că Dumnezeu nu poate. Noi ne rugăm și care e voia Lui pentru slava și înălțarea numelui Lui să se facă. Dar nu rămânem dezamăgiți de Dumnezeu că suntem bolnavi, că am întâmpinat o tragedie, că un copil de-al nostru are handicap. Noi mergem mai departe cu Dumnezeu. E, în Hristos nu există nici măcar promisiunea, că poate auziți că Ucraina e lângă România. Și războiul bate la ușa României. Și noi românii ne rugăm, Doamne, oprește războiul. Acum trebuie să vă dau o veste care nu e așa bună. Nu am găsit în Iisus promisiunea că El va opri toate războaiele. Nu este o astfel de promisiune. Războaiele au fost, războiul primul mondial, al doilea mondial. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu dirigează istoria. Dumnezeu scrie istoria, dirigează, poate să oprească un război la secundă. Dar au fost războaie, zice, veți auzi de vești de războaie și de războaie vor fi. Nu le va opri pe toate. Dar asta nu înseamnă că nu ne rugăm și nu înseamnă că Dumnezeu nu poate. Dar dacă va fi război, ce facem? Ne lăsăm de credință? Deci înțelegeți dumneavoastră, în Iisus nu este promisiunea primordială, principală, prioritară, că El îți va rezolva problemele financiare, că El te va vindeca de boli, că va opri războaiele. Dar noi asta căutăm și rămânem cu buza umflată, dezamăgiți de Dumnezeu, că nu ni se întâmplă asta. De acum eu v-am citit un verset în care arată care e promisiunea. Pune, te rog, din nou versetul, dacă poți. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să salveze sau să izbăvească sau să mântuiască pe cei săraci, pe cei bolnavi, pe cei care sunt în războaie. Dar pe cine? Nu o să înțelegeți ce e în Iisus. În Iisus este promisiunea că El poate rezolva problemele la toți păcătoșii cu toate păcatele. Eu nu știu dacă rezolvă cu toți bolnavii, cu toți care aveți sărăcie sau crize financiare, dar știu
că în Iisus este promisiunea asta că Dumnezeu poate salva, izbăvi și mântui orice păcătos de orice păcat. Na, dacă dumneavoastră veniți la darul ăsta lui Dumnezeu, la Iisus, pentru asta, este promisiune că Dumnezeu rezolvă. Așa că dacă ai probleme cu păcatele, atunci trebuie să știi că în Iisus este promisiunea că Dumnezeu poate rezolva problema păcatului tău, indiferent cât de grav, indiferent cât de multe ai, Dumnezeu poate rezolva problema. De fapt, Domnul Iisus când a venit în lumea aceasta, n-a venit să se bată cu piticii. El a venit să-l învingă pe uriaș. E tot ce v-am vorbit eu până acum sunt niște pitici. Adică problema ta financiară e un pitic înaintea lui Dumnezeu. Boala ta e un pitic înaintea lui Dumnezeu. Războiul din Ucraina e un pitic, dar nu vine să bată cu pitici. El a venit să-l învingă pe uriaș. Știți cum se numește uriașul? Păcatul. Ăsta e uriașul care îți distruge viața. Nu războiul, nu boala, nu sărăcia, ci păcatul. Și el a venit să-l învingă pe uriaș. Ia gândiți-vă dumneavoastră când David s-a dus să bată cu uriașul Goliat. Dacă nu se bătea direct cu Goliat și bătea 100 de filistieni din spatele lui uriaș, al lui Goliat, era gata războiul. Dar dacă l-a bătut pe uriaș, ce-a făcut piticii? Dumneavoastră înțelegeți? Iisus n-a venit să bată cu piticii. Dar când Iisus îl învinge pe uriașul din viața ta, piticii aia alalți ar putea să plece. Ia gândiți-vă dumneavoastră, dacă Dumnezeu rezolvă problema cu păcatul din viața ta și nu te mai îmbuibi cu mâncare, fără restaurante de 5 stele, nu mai bei, nu fumezi, nu te duci la nevasta altuia să-i faci cadouri, ai mai mulți bani sau mai puțini? Pleacă piticul. A, dacă tu vrei croazieră, nu știu unde, vrei la hotel de 5 stele, vrei la restaurant să mănânci numai grătare și mititei, sau ce mâncați pe aici, nu știu, aici sunt alte lucruri. Păi atunci, normal că piticul, dar dacă dumneata le învingi îmbuibarea, ați auzit vreodată vreo predică despre îmbuibare? Despre păcatul îmbuibării? Dar dumneavoastră știți că cam toți îl avem asta. Da, când îi suge, domnul, rămân mai mulți bani în buzunar. Dumneavoastră știți că există frați care beau numai Coca-Cola? Da, ia gândiți-vă, dacă eliminați numai Coca-Cola, sucurile cu acid, bezi numai apă, ai mai mulți bani sau mai puțini? Piticul ăsta pleacă. Nu mai vorbesc de cei din lume, dacă renunță la fumat, dacă renunță la băut, la droguri, la jocuri de noroc, la aparate. O zice cineva către mine, frate Mihaiță, dacă e așa cum zici dumneatale, păi ce facem cu banii, că ne rămân o grămadă? Dacă nu mai cheltuim pe haine de lux, mașini de lux, mâncare nu știu pe unde, păi și atunci ne rămân bani, ce facem cu ei? Da, îți rămân bani. Ei, gândiți-vă asta, dacă Dumnezeu învinge păcatul din viața ta, uriașul ăsta, și nu te mai enervezi, și nu ești mânios, și n-ai răutate, și n-ai ceartă, ești mai sănătos sau mai bolnav? Păi și piticul ăsta pleacă, că dacă n-ai nervi, și m-am stresat, m-am pulversat, m-ai enervat, te duci la doctor, zice, bă, tu ești terminat, bă, sistemul tău imunitar e gata. Păi dacă e numai nervi, numai stres, numai îngrijorare, nu dormi noaptea, ei, dacă ai liniște și pace, zice, eu mă culc să vezi ce sistem imunitar ai. Să duce și piticul ăsta. Ei, gândiți-vă, dacă învinge Dumnezeu uriașul din viața ta și nu mai ai răutate și mânie și nu te mai cerți, mai război. Să duce și războiul. Dar Iisus n-a venit într-un mod special pentru pitici, ci El a venit să-L învingă pe uriaș. Asta înseamnă că a venit să te izbăvească, să te salveze, să te mântuiască din păcat. Ei, eu în continuare încerc să vă explic ce înseamnă mântuire. Pentru că eu, părerea mea, nu trebuie să mă luați în seamă, eu cred că foarte mulți oameni din biserică nu știu ce înseamnă mântuirea. Ei, ce este mântuirea? Mântuirea este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Adică natura umană nu poate mântui. Da? Nu ne putem salva. Nu ne putem mântui. Asta este o lucrare
supranaturală, îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Adică nici o biserică, nici un păstor, nici un preot, nici un proroc, nici un om nu poate să facă lucrul ăsta. Și este gratuită. Deci trebuie să înțelegi, mântuirea este lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, îi aparține exclusiv lui Dumnezeu și este gratuită, nu trebuie niciun ban. Este o lucrare gratuită. E, ce face lucrarea asta supranaturală? Lucrarea asta supranaturală de mântuire îți rezolvă problemele care ți le-a făcut păcatul în viață pe toate palierele. Adică rezolvă efectiv pe toate palierele, că păcatul s-a făcut probleme pe mai multe paliere și le rezolvă pe toate. Da. Cum e asta? Păi mântuirea, în primul rând, rezolvă toată problema trecutului tău. Pentru că dumneavoastră, până în momentul ăsta, ați acumulat păcate, nelegiuiri, ați adunat gunoaie, mizerii, toate lucrurile astea pun o greutate pe tine și creează o povară. De aceea zice, veniți la mine toți. Care toți? Toți? Nu toți. Nu zicem că toți pot să vină la Domnul. Nu. Veniți la mine toți. Care toți? Cei trudiți și împovărați. Dar cine ne-a trudit? Cine ne-a împovărat? Cine îți dă gânduri de sinucidere? Deci păcatul se adună ca o greutate pe viața ta și nu mai te suporți. Nu mai suporți. Ei, acum mântuirea ce face? Rezolvă problema păcatelor tale din trecut. Adică dacă dumneata le crezi în Iisus, în promisiunea care este în Iisus, toate păcatele tale până în momentul acesta sunt șterse prin sângele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Amin. Și acum vă pun o întrebare. Dacă în momentul ăsta eu cred în promisiunea asta care este în Iisus de mântuire, și mi se iartă toate păcatele până în momentul ăsta, cum rămân eu? Dacă mi se iartă toate păcatele, cum rămân eu? Rămân fără păcat. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, lucrarea de mântuire este extraordinar de măreață. Dintr-un om care a acumulat păcate până în momentul ăsta, îl face un om fără păcat. Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă mântuirea. Te face să fii fără păcat. Vreau să vă întreb, câți dintre noastre vreți să mergeți în cer? Trebuie să ridicați o mână. Numai vreau să vă spun ceva. Cerul este un loc fără păcat. Amin. Și nu poate intra nimeni în cer decât fără păcat. Pentru că cerul este curat. Zice, nimic întinat, nimic spurcat, nimic cu păcat nu poate intra în cer. Deci în cer poți intra fără păcat. Vreau să vă întreb, care sunteți aici fără păcat? Că a fost undeva, a predicat cineva și un slujitor și a întrebat, e cineva aici fără păcat? Și un domn, adică mă. Și dumneata n-ai niciun păcat, niciunul. N-ai păcătuit niciodată. Și cum, domnule, n-ați mințit niciodată în viață? Și el zice, păi și asta e păcat. Eu am crezut că păcat să omori pe cineva, să dai foc la cineva. Păi acum de mințit. Ia întrebați dumneavoastră copiii care aveți, nu știu aici. Dar la noi, în România, să mergeți la biserică, întrebați pe copii, copiați la școală? Să vedeți cum copiii fac. Zice, păcătoși, nu poți ținea capul. Dar copilul ăla, zice Biblia, toți ați păcătuit. Păi și atunci, care e șansa mea dacă dumneavoastră aveți păcat până în momentul ăsta și eu am greșit, am făcut nelegire? Cum credeți dumneavoastră că ajungeți în cer cu păcat? Că nu se poate. Trebuie să se rezolve problema cu păcatul și să pleci în cer fără păcat. Na, asta face mântuirea. Sângele Domnului Iisus Hristos curge peste viața ta și te lasă fără păcat. Și în momentul ăsta, dacă mori, unde te duci? În cer. De ce? Pe baza mea? Nu. Pentru că Dumnezeu mi-a ridicat povara. Mi-a ridicat păcatul și am rămas fără păcat. Asta înseamnă că sunt considerat sfânt, neprihănit, fără pată, fără păcat, ca Fiul lui Dumnezeu Iisus. Este un transfer. Îmi dă viața lui mie și eu dau păcatele mele lui. Și eu sunt privit ca un fiu de Dumnezeu fără păcat. Asta e lucru mare. Asta înseamnă mântuirea. E, în momentul când ești mântuit,
Și ți se oferă iertare de toate păcatele din trecut, vine peste tine o bucurie fără motiv pământesc, numită bucuria mântuirii. Ați auzit de ea? Na, bucuria asta mântuirii este fără motiv pământesc, adică n-ai nici casă, n-ai nici servici, ești și singur, ești și bolnav, și părăsit și tu jubilezi de bucurie. Și lumea zice, bă, tu ai nebunie la cap, dar ce motiv ai tu de bucurie? Eu într-o noapte, la 23 de ani când am fost mântuit, parcă m-au crescut niște aripi. Nu venea să cred. Fără niciun meci câștigat, fără niciun ban în buzunar, fără să fiu cu vreo fată la cofetărie. Mă, aveam o bucurie când am fost iertat, că ieșam pe drum și parcă zburam. Zic, Doamne, de unde e bucuria asta? Venea din mântuire. N-are de-a face cu pământul. Este o bucurie supranaturală care vine din mântuire. De aceea David era rege, avea posibilități și resurse, nu ca mine și ca dumneatale. Și el are o rugăciune. Dă-mi iarăși palatul înapoi. Dă-mi iarăși, Doamne, mașina înapoi. Dă-mi funcția înapoi. Nu. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, că asta le întrece pe toate. E, bucuria asta este fără motiv pământesc. De aceea dumneavoastră cântați câteodată o cântare care zice, o, cât mă simt de fericit că am un BMW. Așa zice cântarea noastră. Dar dumneavoastră zâmbiți așa în colțul de la gură că zâmbiți cu... Nu. Nu, nu. Ce, o, cât mă simt de fericit că am mântuitor. Și te miri de unul, are 4 clase, îi și sărac și nu mai poate de bucurie. Și se uită miliardarul la el și zice, bă, ce n-aș da să am pacea și bucuria ta? Nu vi se pare că am pierdut lucrul ăsta? Vi se pare dumneavoastră că mai avem bucurie? Dacă eu v-aș face poză din biserică pe unde merg, intrăm în cartea recordurilor. Deci exact cum 2 copii se învârteau în jurul unei biserici. Și nu a fost niciodată într-o biserică. Și zice unul cu trei, bă, hai să vedem ce fac ăștia. Păi, dar nu, erau geamurile prea înalte. Zice, hai că eu mă pun așa scară, tu te uiți pe mine și te uiți. Cu scară ăsta s-a urcat, se uită pe geam, dar ăsta de jos zice, ce fac? Dar ăsta de sus zice, nu știu ce fac, dar ce fac nu le place. Deci dacă ne-ar face poză, arătăm ca oameni care facem ceva, dar nu ne place ce facem. Amărâți, plictisiți, obosiți. Eu tot pun întrebarea asta, vă pun și dumneavoastră. De când sunteți dumneavoastră? V-a fost somn? Ați căscat vreodată când numărați banii? Adică să începeți să numărați banii, 100 de euro, 2... Și m-a apucat un somn, las că-i număr mâine. Vi s-a întâmplat? Să ferească Dumnezeu să lipsească 100 de euro că e noapte de veche. Deci câți baptiști fac nopți de veche, nici nu vă imaginați. S-a zgâriat o mașină, a picat o tencuială, nu știu ce am pierdut. Nu mai dormim deloc. Când e vorba dacă s-ar anunța? Băi, fraților, acum nu mai plecăm acasă. Stăm, citim Coloseni, Galateni, Efeseni, citim cărțile astea până de seară la 10. Să vedeți cum arătăm. Deci suntem făcuți praf. Nu putem, nu rezistăm. De ce? E ceva. Nu mai avem bucuria mântuirii. Ceva ne-a luat-o și noi nu ne dăm seama cât s-a plătit pentru asta. Ce preț a fost ca eu să fiu bucuros, binecuvântat să fie. Deci înțelegeți? E, mântuirea, în prim plan, rezolvă problema cu trecutul, te lasă fără păcat, îți dă o bucurie a mântuirii, deci cel mai fericit om de pe planetă, fără motiv pământesc, și dacă mori, te duci în cer. E, asta cam știți toți până acum. Dar trebuie să înțelegeți că asta nu este o mântuire completă. Mai există o parte mântuire, pentru că gândiți-vă, mântuirea îmi rezolvă problema cu trecutul meu și cu păcatele mele. Dar mântuirea trebuie să facă ceva și cu cel care a făcut păcatele. Și ăla sunt eu. Eu sunt păcătosul și mântuire însemnează nu doar că Dumnezeu rezolvă problema păcatelor, ci rezolvă problema și cu păcătosul care a făcut păcatele. Pentru că dacă nu rezolvă problema cu mine, ce o să fac în continuare? Păi aia ce mântuire?
mă iart acum de toate păcatele ca să fac mâine altele. Nu merge. Deci mântuire înseamnă că îți rezolvă problema cu păcatele, dar rezolvă problema și cu păcătosul în prezent. Trebuie să facă ceva cu mine. Ei, acum dumneavoastră trebuie să știți, în fiecare dintre noi, așa ne-am născut în păcat, există un izvor, un canal cu un robinet deschis pe unde curge păcat, nelegiuire, mizerie. Acum ascultați-mă bine, nici un om nu poate închide robinetul ăsta. Deci nu se poate salva, nu se poate mântui. Nu poate închide pentru că păcatul are o presiune atât de tare încât nimeni nu poate închide robinetul. Cu cât te chinui mai tare să închizi robinetul, cu atât se duce mai tare presiunea. Oricât eu am încercat 5 sau 6 ani să mă salvez, să mă mântuiesc prin puterea mea, să nu mai fac aia, să nu mai fac aia. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, mântuirea nu este acțiunea mea, este acțiunea Lui. Eu trebuie să cred promisiunea. Credeți că Dumnezeu poate ierta păcatele? Amin. E același lucru. Credeți că Dumnezeu poate să facă ceva și cu păcătosul? Amin. Na, mântuire însemnează că mi-iartă păcatele, dar vine cu puterea Lui și închide El robinetul. Amin. Altfel nimeni nu se poate mântui. Nimeni nu poate opri robinetul de la păcat. Ce putem noi să facem este să luptăm până la sânge, să ne purtăm cu asprime, să veghem, să ne rugăm, să postim, ca să ținem robinetul închis. Că noi ne pricepem bine să-i dăm drum. Și Dumnezeu zice, fiți atenți, eu v-am mântuit, dar să vă duceți mântuirea, aici este treaba ta, este lupta ta. Nu să te mântuiești de păcat, ci să-ți duci mântuirea până la capăt. Deci Dumnezeu m-a mântuit, mi-a dat bucuria mântuirii, sunt cel mai fericit, dar acum de ce să mai mă lupt? De ce mă bat? Pentru că Dumnezeu mântuirea a închis robinetul, puterea păcatului a fost oprită. Ca eu să nu mai păcătuiesc și trebuie să mă lupt să țin starea aceasta. Ei, robinetul ăsta nu-l poate închide numai Dumnezeu. Când îl închide Dumnezeu, nu însemnează că nu mai greșești niciodată. Nu însemnează că nu mai păcătuiești niciodată, dar nu vei mai trăi o viață în păcat. Biblia spune, cine e născut din Dumnezeu, a cunoscut puterea asta de închidere a puterii păcatului în viața lui, zice, nu va mai trăi o viață în păcat, nu suportă, nu rezistă acolo. Acum a fost o poveste mai de mult care circula, nu știu, poate că ați auzit-o și dumneavoastră cu siguranță, care e diferența între o pisică și un porc? Acum zice, dacă pisica o iei și o arunci în noroi, poate să stea acolo. Dar ce face? Ia să vaită, țipă, meaună. Și când iasă afară, primul lucru care îl face, să scutură. Oh, că nu m-a plăcut aici. Și cu limbuța, dar luați un porc și spălați-l cu Ariel. Și dați-i drumul, unde se duce? Și cum face acolo? Ah, ah. Hai zice ce îmi place aici. E o mare diferență. Deci când ești mântuit, tu ai primit natură nouă. Adică este o putere care a dezbrăcat trupul păcatului de puterea lui și s-a dat o forță nouă. Nu înseamnă că nu mai greșești. Nu înseamnă că nu mai păcătuiești. Din punct de vedere pozițional, tu ești fără păcat. Ești sfânt, ești drept, ca să poți ajunge în cer. Dar ca viață practică, tu trebuie să ajungi în mers acolo, adică să-ți dorești desăvârșirea, să-ți dorești sfințirea. Dar acum ai un proces ăsta. Și adică eu greșesc câteodată, păcătuiesc, dar nu pot să rezist acolo, nu pot să stau. Păi dacă tu te uiți la nevasta lui altul și îți place și vrei să stai acolo, ai o mare problemă. Da, la tot se întâmplă, vezi ceva, te uiți, oh! Dai cu capul de pământ, păi eu nu pot așa ceva, nu pot să rezist acum. E, dar dacă tu divorțiezi, tu trăiești cu nevasta altuia, tu trăiești în păcat sau diferite păcate, ai cu totul altceva. Deci noi toți greșim, ne mai enervăm, ne mai mâniem, ne mai certăm, dar îmi pare rău că am stat acolo. Asta e o mizerie, e un gunoi. Nu-mi place să trăiesc acolo. Înțelegeți? Dar mântuirea are două părți, iertare de păcate și putere în păcătos să nu mai trăiască o viață în păcat. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră că au adus o femeie prinsă în preacurvie și i-a spus Domnul Iisus două lucruri, exact ce v-am explicat eu până acum.
Și eu zis, nici eu nu te osândesc, adică iertare. Și după aceea ce eu zis? Du-te și să nu mai... Păi pot eu așa ceva? Adică, Doamne, mă iert și acum m-a trimis să nu mai păcătuiesc. Vreau să vă întreb, femeia aia a mai trăit o viață în păcat? Nu. Ea a primit putere. Noi o să trebuie să înțelegeți, nu există niciun caz în Sfânta Scriptură de om care să primească iertare fără putere. Ăla nu e un om mântuit. Deci ele se dau la pachet. Nu se poate să crezi în Iisus să-ți dea iertare, dar să nu-ți dea putere. Păi n-ar fi real. Adică de ce să mă lase așa? Gândiți-vă dumneavoastră că a fost un azil de nebuni și le făcea tratament. Ca să vadă dacă își revine, un timp le dădea tratament și testul să vadă dacă își reveneau era următorul. Dădeau drumul la un robinet, la ghiuvetă, înfundau ghiuveta, dădeau drumul la robinetul cu apă, curgea apa și curgea pe jos. Și le dădea la bolnavi un mop și o găleată. Și spunea, curățați apa. Acum, dacă bolnavul își revenise, ce făcea prima dată? Păi ce în stare să dai cu mopul cu găleată dacă nu chizi robinetul? Ei, cam așa aici. Noi suntem cu mopul și cu găleată. Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Hai să mergem la o mărturisire. Hai la popa, hai la păstor, hai la... Păi bă, da, omule, bă, dar tu nu înțelegi că trebuie închizi robinetul, că de deaba dai numai cu mopul. E, mântuire însemnează că închide Dumnezeu robinetul și curăță. Este opera Lui. Este lucrarea Lui să oprească robinetul și să te curățe. Sau gândiți-vă dumneavoastră, alt exemplu. Aveți un copil acasă, spunem că în fața casei se fac excavații, se bagă canalizări și se fac gropi. Și tu îl înveți pe copil. Bă, nu te duce, că ai să cazi în groapă, așa îi explici. Și el nu te ascultă, zice și cade în groapă. Și din groapă strigă și țipă, tati, tati, și tu te duci, vezi pe fiul tău în groapă, zici, ce-i tati? Și fiul tău din groapă zice, tati, îmi pare rău, am greșit, nu te-am ascultat, te rog să mă ierți. Și tu ca tată te uiți la fiul tău în groapă, zici, tati, te-am iertat, la revedere. Îi salva copilul sau nu? Dar iertat? Și care e problema? Asta se numește mântuire? Să mă ierte? Zic că, te-am iertat, fiule! Ce înseamnă mântuire? Ce înseamnă că faci un tată? Păi semnul că m-a iertat este că mă va scoate de acolo. Iartă-mă și pleacă. Păi ce Dumnezeu este atunci? Nu zice că El se bagă în groapă și mă scoate din mocilă și noroi. Tot puterea Lui. Binecuvântat să fie. Ei, cele, aici am vrut să vă aduc. Cele două evenimente în Scripturi care prezintă ce v-am spus eu. Iertarea și puterea se numesc Golgota și Cincizecimea. Ce e azi? Ce vă aduceți aminte azi? Cincizecimea. Deci sunt două evenimente. Orice mântuit le trăiește pe amândouă. Nu poți să trăiești una fără alta. Deci Golgota și Cincizecimea. Iertarea și puterea. Eu vreau să vă întreb. Când a venit Duhul Sfânt la Cincizecime, a venit să ierte păcate? Deci Duhul Sfânt nu iartă păcate. Dar unde avem păcatele iertate? La Golgota. Păi și bun, ce face Duhul Sfânt? Dă putere să nu mai faci păcat. Te duce la cruce, îți cer iertare, păcatul este dezbrăcat de puterea Lui, victoria este câștigată, dar venirea Duhului Sfânt este certificarea că Hristos a înviat în inima ta și-i Domn. Și toate sunt sub picioarele Lui. Și atunci Duhul Sfânt, dragilor, că tot au zis Duhul Sfânt așa, că trebuie așa. Măi, Duhul Sfânt, de-aia se numește Duhul Sfânt, ca să te facă sfânt. Să nu mai păcătuiești. Amin. Nu să predici, nu să cânti, nu să prorociești. Astea sunt secundare, care duc acolo. Dar motivul principal al Duhului Sfânt care vine este să mă facă sfânt, să nu mai păcătuiesc. E, în Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu venea în om. Nu să știți, în Vechiul Testament, reședința Duhului Sfânt nu avea în om. De-abia de la Cincizecime, Duhul Sfânt vine în om. Până aici, Duhul Sfânt venea peste om. Și ce primea om? Primea putere exterioară. Uitați-vă, vă rog, în Vechiul Testament, să vedeți când venea Duhul Sfânt pe câte o persoană, uitați-vă la Samson, ia o falcă de măgar și omoară câți oameni? Omie. Să duce, iasă un leu din pădure și ce face cu leu?
îl întoarce pe dos și îl aruncă la coșul de gunoi. Deci erau capabili, când venea Duhul Sfânt, să învingă, să biruiască armatele adverse, pentru că ținta lor era un Canaan pământesc. Și trebuia să biruiască toți vrăjmașii pământești. Și nu puteau dacă nu venea Duhul Sfânt peste ei. Dar ei în interior, mulți erau biruiți. Păi gândiți-vă, Samson, care a omorât 1000 de filisteni, de la cine lua bătaie? E tot așa cum Duhul Sfânt a venit peste și le-a dat putere exterioară, acum când vine Duhul Sfânt în noi, ne dă putere în interior să biruim vrăjmașii. Pentru că Domnul Iisus când a venit, n-a mai omorât 1000 de romani, că le convenea la ăștia. Deci era plin de Duhul Sfânt, dar nu s-a bătut cu romanii, nici cu leii din pădure. Dar a fost ispitit și n-a păcătuit. Asta înseamnă că atunci când sunt plin de Duhul Sfânt și vine Duhul Sfânt acum în mine, îmi dă putere peste păcat, peste ispite, peste leii poftelor din interior. Binecuvântați-vă, Domnul. Amin. Acum vreau să vă întreb spre final. Dumneavoastră vreți iertare și putere? Na, fiți atenți, acum există o singură metodă care atrage iertarea și puterea lui Dumnezeu. Vreți să o facem? Na, ia uitați-vă. Faptele Apostolilor 2:37. Aici predica un sfânt mai puternic decât mine, cu putere, dar tot despre înălțarea Domnului Iisus, despre așezarea Lui ca Domn în cer. Și oamenii au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru: fraților, ce să facem să primim iertare și putere? Răspunsul: faceți o orchestră, o fanfară, o tabără la vară, o evangelizare. Dar ce să facem? Na, numai asta nu vrem. Orice am face, numai să ne pocăim. Eu vreau să vă spun, eu n-am mai văzut pocăință într-o biserică de multă vreme. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut, dar eu nu. Deci am văzut foarte multe lucruri în biserici, dar nu pocăință. M-auziți ce zice Petru, nu eu. Pocăiți-vă, l-a zis Petru, și cei care, dacă este vreun prieten acum aici, să fie foarte atent. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, care mântuiește, singurul nume. Deci botezul întotdeauna vine după pocăință. Pocăința atrage iertarea și puterea, ai experimentat-o și după aia te botezi și exprimi la botez ce ai exprimat, ce ai trăit în interior. Dacă tu te botezi fără experiență din interior, nu este valid botezul. De-aia nu suntem de acord cu botezul copiilor mici, dar acum și la noi. Se botează copiii de pocăință. A venit cineva la noi, s-a botezat din sat, un domn, și după aia, cum e la noi, să duce să-l fericite. Și el zice, dar de ce mă felicitați pe mine? Dar oamenii zice, dar pe cine? Zice, pe nevastă mea, că eu m-am făcut să mă pocăiesc. E, dacă tu te-ai botezat că e și nevastă ta în biserică, că e și frate tu, sau că e o conjunctură de familie, hai și eu cu ei, dar tu nu te-ai pocăit și ai atras iertarea și puterea, tu nu ești mântuit. Tu ești doar botezat și botezul ăla a fost o scaldă, o baie în apă care n-a putut decât să te spele de transpirație dacă cumva ai fost transpirat. Dar în rest nu ți-a făcut nimic. Pentru că botezul este exprimarea puterii lui Dumnezeu a învierii. Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, lasă-te rog versetul acolo. Ia gândiți-vă dumneavoastră, un botez, ce se întâmplă? De ce îl băgăm pe om sub apă? Ce însemnează? Că tot trecutul lui a fost șters, iertat, și că iasă la o... N-am zis, pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat, și urmează două lucruri. Spre iertare și veți primi putere. Iertare și putere. Și în viața de zi cu zi, dacă te-ai pocăit și te-ai botezat și ai căzut la vale, atragi puterea lui Dumnezeu și iertarea lui Dumnezeu prin aceeași metodă, pocăință. Deci nu se poate altfel, numai pocăință, pocăință, pocăință. Numai... Ce-o fi pocăință? Dragilor, pocăință însemnează să vezi cu adevărat cine ești și să nu-ți mai pese de imaginea ta.
Cu ce se întâmplă? Fiecare dintre noi ne-am creat o imagine. În societate, în familie, la școală, în biserică avem o imagine. Pocăința, în momentul când te pocăiești, pocăința degradează imaginea care o ai. De-aia oamenii se pocăiesc. Pentru că le strică imaginea. Deci dumneavoastră înțelege, oricine se pocăiește, se degradează imaginea care și-a construit-o. Eu sunt pastor. Pe acum vă dați seama dacă mă pocăiesc și vă spun că eu mă cer câteodată cu nevastă mea, ce se întâmplă cu imaginea mea? Dacă eu vă spun, bă, fraților, câteodată îmi fug și ochii mie unde nu-mi trebuie. Păi îți dai seama prestanța mea de pastor. Bă, a venit unul la noi, auzi ăla să și ceartă, are și răutate și mânie. Am făcut odată la noi la adunare, lunea, după duminică, lunea, zic, facem seara, dar fără predică, fără cântare, luăm câte un păcat pe nume și venim numai ăla care au păcatul ăsta. Și ăla păcatul, răutății. Luni vin numai oamenii care au răutate. Lunea următoare, cu mândria. Acum vin numai oamenii care au probleme cu mândria. Apoi zice o soră către mine, păi zice, numai noi om fi. Adică eu am venit și s-a uitat, bă, băia, l-ați dus, bă. Ce numai noi om fi. Eu am fost toate lunile. Dar nu vrem. Ia faceți dumneavoastră, verificați. Spuneți, domnule, uite, sâmbăta, nu mai venim toți. Într-o sâmbătă, numai aia care venim, avem mândrie, venim. Într-o sâmbătă venim numai bărbații care avem probleme cu privirile. Într-o sâmbătă venim numai aia care avem probleme cu răutatea, cu lăcomia. Să vedeți, dumneavoastră, de ce nu venim? Pentru că se degradează imaginea. Dacă v-aș întreba acum, câți bărbați nu vă înțelegeți cu nevestele? Suntem toți niște îngerași. Ne ciufulim acasă, mergem pe mașină și când intrăm, pacea Domnului. Dar noi tot ciufuliți venim. Până face bum și auzi ăștia ori divorța. Bă, dar cum să divorțez, bă, că veneau împreună la biserică, cântau împreună. Nu, ei nu s-au pocăit, pentru că pocăința degradează imaginea care are. A fost cineva într-un loc și zice, eu mă pocăiesc, dar zice, să nu știe nimeni. Dar vreau să vă întreb, cum e pocăința asta? De ce vrem să ne pocăim, dar să nu știe nimeni? Într-o altă adunare a fost un bărbat care, mai ales unii și la noi acum, care consideră că dacă bei un păhărel, n-are nimic. Și într-o zi ăsta le-a băut pe toate. S-a aranjat bine, cum a ajuns acasă, n-o știut, numai că dimineața frații au fost lângă el. Și când au văzut el, frații au zis, fraților, am greșit. Dar vă rog eu frumos să nu știe nimeni. Și frații s-au uitat la el și zice, bă, ți-au adus cu roaba, beat prin mijlocul satului. Și tu zici să nu știe nimeni. Deci noi tot asta avem. Nu că nu ne-am pocăit, dar să nu știe nimeni. Și la copii le spunem, că ne certăm acasă, băi, fii atent să nu spui la nimeni, să nu știe nimeni. Ei sunt mai sinceri, mai descapă. Dar de ce? De ce să nu știe nimeni? De ce să nu știe nimeni că am probleme cu soția? De ce să nu știe nimeni că am probleme cu privirea? De ce să nu știe nimeni că-s rău, că-s lacom? De ce? Pentru că ne-am format o imagine. A venit la noi fratele pastor. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Aleargă în toată Europa. Păi Dumnezeu nici nu ia seama la astea. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, eu care stau în fața dumneavoastră, nu sunt omul pe care îl cunoașteți. Există oameni care vin la mine și zice, să știți, frate, că eu vă cunosc. Zic, nu cred. Poate pe YouTube, dă bine. Dar nu mă cunoști cu adevărat. Și de ce nu ne-am pocăit? Uitați-vă, dumneavoastră, există momente de cercetare în biserică și câteodată îți vine să plângi. Și într-un mod special, surorile, când e perioada asta de cercetare, uitați-vă la mine cum fac. Păi de ce nu dai cu Batista? Să te pui pe jos. Doamne! De ce? Păi zice,
Dar chiar acum a venit și colega și fac, nu pot acum chiar așa să-mi dau drumul la plâns. Ne abținem câteodată să nu plângem. Nu vrem să ne pocăim, ascultați-mă. Eu nu vreau să vă fac nici să plângeți, nici să râdeți în seara asta. Eu vreau să înțelegeți un adevăr, că nu rezolvați nimic dacă nu vă pocăiți. Și pocăința strică imaginea. Uitați-vă dumneavoastră și la evanghelizări în țară, am văzut lucrul ăsta, există câteodată câte o cercetare și zic, bă, acum dacă fac chemare, sigur iasă o mulțime de oameni. Și faci chemare și primul care vine în față și se pune în genunchi, e un drogat care miroase a gunoi, vine beat să punem, credeți că mai iasă cineva după el? Și zic alții când plec, zice, frate, zice, așa am fost de cercetat în seara asta, zice, păi zice, de ce n-ai ieșit? Zice, am vrut să ies. Păi de ce n-ai ieșit? Păi, chiar cu ăla. Să mă pun lângă ăla. Observați ce prestanță avem, ce imagine. Nu putem chiar cu ăla. Uitați-vă dumneavoastră la doi regi în Scripturi. Uitați-vă la regele Saul. Vine prorocul la el și spune, Domnul te-a lepădat, ai lepădat cuvântul, Domnul te-a lepădat ca împărat. Știți ce zice Saul? Zice, am păcătuit, dar, zice, ieși cu mine acum în fața poporului, asta era în culise, după cortină, el se pocăia, dar să nu știe nimeni. Dar zice, ieși cu mine în fața poporului că am nevoie de o autorizație religioasă lângă mine și eu mă pun în genunchi, fac o rugăciune și tu autoritatea religioasă ești lângă mine. Știți ce a zis Samuel? Nu ies. Și-a vrut să plece. Știți ce-a făcut? Ăsta care s-a pocăit și-a zis, eu mă pocăiesc, dar să nu știe nimeni. Știți ce-a făcut? A pus mâna pe haină și-a rupt-o. Interesantă pocăință. Pentru că strica imaginea. Și-o trebuie să-l scoată pe Samuel în față. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă Saul ieșea în fața poporului, spunea, băi, oameni buni, Dumnezeu m-a lepădat. Eu nu mai sunt regele vostru. Am greșit și am păcătuit. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, avea Dumnezeu milă de el? Dar dacă a vrut imagine, ce s-a întâmplat cu el? Uitați-vă la regele David, și el a păcătuit și a curvit și a ucis un om nevinovat. Dar trimite o cântare la dirijorul de la templu. Zice, cânți cântarea asta cu păcatul meu și eu stau acolo. Nu-mi pasă dacă sunt izgonit, dacă mă bleastă, dacă mă înjură, dacă aruncă cu pietre în mine, dacă merg de scult, singurul care îl doresc. Poate Dumnezeu are milă de mine într-o zi. A avut milă de el sau nu? E o chestiune de timp și se va vedea dacă te-ai pocăit sau nu. Dacă Dumnezeu are milă sau nu, sau rămâi numai cu imaginea. Vreau să închei să vă spun că este un slujitor în România, cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, numele lui este Marius Crucieru. La Oradea, unii îl cunoaște sau ați auzit de el. Fratele Marius a mărturisit că a avut un frate cu numele Aurel Cruceru. Și fratele lui Aurel Cruceru avea auz absolut. Știți ce înseamnă asta? Adică în orice ai bate, el știa să pune notă. La 17-18 ani a evadat din pocăință, din familie, din biserică, s-a dus în lume și a făcut un grup, o trupă. Și mărturisea Marius și spunea, zice, îi spuneam din când în când despre pocăință. Și se uita la mine și zicea, Marius, dacă mai deschizi gura despre pocăință, te-am scos afară din casă. Și eram fratele lui. Zice, n-am mai îndrăznit să vorbesc cu el despre pocăință. Zice, n-am văzut niciodată un om care să ajungă ca fratele meu într-o stare de degradare. Deci el cunoștea Bucureștiul, Ploieștiul, Sinaia, erau cred că din Ploiești, tatăl lor era păstor. S-a dus în lume și pe la 58 de ani, zice, vorbeam cu el numai înainte de sărbători, ne felicitam. Și la 58 de ani, înainte cu o săptămână de Paști, zice, vorbeam cu fratele meu Aurel Cruceru și îmi zice la telefon, auzi, nu închide. Păi, zice, mâine mă duc la biserica noastră. Și m-am zis, cum la biserica noastră? Că asta era de la 18 ani în spate. Zice, mâine mă duc la biserica noastră. Și avea 58 de ani.
Zice, peste o săptămână, zicea Marius, eram la o slujbă pe zona Aradului și primesc un mesaj pe telefon. Cineva de la Ploiești, de la biserică, îmi scria. Și îmi zice și îmi scrie, zice, nu vă supărați, frate Marius, numele Aurel Crucieru are vreo legătură cu dumneavoastră? Că zice, când păstorul a făcut anunțurile, zice, a ieșit în fața bisericii cu costumul negru. Era costumul înnegrit de plâns, de lacrimi. Deci atât a plâns în fața bisericii, s-a uitat la biserică, a zis, băi, oameni buni, tatăl meu a fost păstor aici. Mi-am bătut joc de voi, mi-am bătut joc de Dumnezeu, de familie, de credință. Zice, mă puteți ierta? A mărturisit Marius și a spus, n-am văzut un om mai schimbat ca fratele meu. Pentru că iertarea și puterea vin în profunzimea pocăinței tale. Cu cât ești mai profund în pocăință și în sinceritate, cu atât primești iertare și putere. Iertarea și puterea nu se primesc că noi cântăm frumos și predicăm grozav. Nu, nu. Iertarea și puterea se primesc când te pocăiești. Amin. Și eu am văzut lucrul ăsta. Am fost la o adunare în Oltenia, cred că singura dată când mi s-a întâmplat lucrul ăsta, slujitorul de acolo a ieșit în fața bisericii, trebuia să înceapă slujba și a zis, slujba din seara asta nu poate începe pentru că eu sunt certat cu cineva de aici. Eu m-am gândit, bă, omul ăsta, o fi normal la cap, eu am bătut atâția kilometri, auzi, ăsta nu ține slujba. Păi și m-am cerat cu nevastă-mea, dar am ținut toate slujbele. Auzi, ăsta nu ține slujba. Fraților, când s-au împăcat ăștia doi în biserică, au venit și s-au împăcat păstorul cu persoana respectivă, nu mai trebuia cântare, nu mai trebuia poezie, nu mai trebuia predică. Te băgai pe sub bănci că venise Domnul. Fratele v-a zis ceva, dar nu a zis în totalitate. A zis că dacă doi sau trei sunt adunați aici, cine vine? Și de ce nu vine Domnul? Că suntem mai mulți câteodată. Când doi sau trei se pocăiesc și sunt adunați în numele Domnului, nu mai există ceartă între ei, nu mai există bârfă între ei, clevetire. Dacă-s doi sau trei, zice Dumnezeu, sunt prezent. Și când vine prezența lui Dumnezeu, nu poți decât să te prăbușești pe sub scaunele astea, să te pocăiești. De ce spune Biblia? Pocăiți-vă ca să vi se șteargă păcatele și să vină ce? Putere, vremuri de înviorare. Vremurile de înviorare nu vin altfel decât dacă ne pocăim. Dar noi nu vrem să ne mai pocăim pentru că ne-am făcut o imagine. Și dacă vin acum, dacă dumneavoastră trece pe la microfonul ăsta să recunoașteți fiecare cine sunteți cu adevărat și care sunt problemele dumneavoastră adevărate și care sunt stările din familie, cu șutul. Și pentru că ne degradează imaginea, mai bine să nu știe nimeni. Și facem poză. Și Dumnezeu zice, rămâneți voi. Că eu mă duc să caut o inimă zdrobită. Și acolo mă duc. Ei, Aurel Crucieru s-a pocăit cu adevărat. A făcut un grup de copii, orchestră sau ceva. Cânta cu ea la biserică după un an și 8 luni. S-a ridicat la biserică și a zis, vreau să cânt și o cântare. Și a cântat cântarea, vine o zi, vine o zi. În dureri nu vor mai fi. A cântat cu grupul 2 cântări, s-a așezat pe scaun, a zâmbit și a plecat. Tinerii se uitau la el pe scaun, zice, ce Neaurel, zice, ne zâmbește, dar nu mai vrea să vină înapoi. Ascultați-mă ce vă spun. Mântuirea îți dă un zâmbet pe buze înainte să mori. Și vei fi împuternicit în fața Doamnei îmbrăcate în negru, care se numește moarte, să zici cum zicea Simeon altădată, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Dumneavoastră puteți înțelege mântuirea. Îți iartă tot trecutul și te face sfânt fără păcat. Îți dă putere să trăiești o viață în care să nu mai fii în păcat.
și în final îți dă un zâmbet înainte să mori. Și ca Pavel zice, eu nu mor. Pentru mine a muri este plecarea mea este aproape. Altfel, moartea va fi o spaimă pentru tine. Dar dacă ești mântuit, moartea devine un câștig. Dumneavoastră puteți înțelege de ce a venit Iisus. Ia auziți, mai pune o dată versetul 1 Timotei 1 cu 15 și auziți dumneavoastră ce zice. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Și uitați-vă ce zice Pavel. N-avea treabă cu imaginea lui și era cineva dintre care cel din tâi. Vreau să vă întreb în seara asta, care e cel mai mare păcătos de aici? Dar ziceți că o zis Pavel? Atunci va trebui să înțelegeți un lucru. Din momentul ăsta, dacă dumneata ești cel mai mare păcătos, ai dreptul să vorbești de rău pe cel mai mare păcătos. Cine a zis că e cel mai mare păcătos? Aveți libertate să vorbiți de rău pe cel mai mare păcătos. Dar dacă veți pleca de aici și veți vorbi altă persoană de rău, înseamnă că nu v-ați pocăit. Păi dacă eu sunt cel mai mare păcătos și am zis eu sunt cel mai mare păcătos și dacă mă deghizez un pic și te aștept pe stradă și la sora care ridica mâna zice eu sunt cel mai mare păcătoasă, mă duc prin spate, mă amărât-o mă. Păi tu strigi biserica asta, să vedeți cum sare caracheta. Păi nu ai zis tu la biserică ești cea mai mare păcătoasă. Nu. No. Cum a zis unul, zice, băi, dacă îmi zic eu că sunt cel mai mare păcătos, îmi pică bine. Dacă îmi zici și altul, să ferească Dumnezeu. Nu mere. Dacă tu ești cel mai mare păcătos, vei face așa. Nu vei face așa. Deci dacă vă duceți afară și vorbești pe ăla, pe ăla, pe ăla, înseamnă cum te pupezi. Dacă te duci afară, spui, băi, vină cu a. Hai să spun ceva despre mine. Mă, ce ticăloasă pot să fiu. Ce mândrie am, ce lăcomie am, cât de bârfitoare sunt. Atunci înseamnă că te pucăi. Dar dacă zici, bă, ai auzit-o pe cutare. Ai văzut-o, a venit din țară, a plecat. Și-a cumpărat BMW după 3 luni de Germania. Ceva au făcut. Păi ce treabă ai tu? Ei, când te pocăiești, uitați-vă dumneavoastră, cazurile care se pocăiesc în Biblie, niciodată vameșul nu are treabă cu fariseul. Fiul risipitor nu are treabă cu fiul cel mare din casă, deși și ei au păcate, dar nu are treabă pentru că se ocupă de el. Asta înseamnă pocăință. Vreți iertare și putere? Pocăiți-vă! Vă invit să ne ridicăm, să-mi permiteți să fac o rugăciune. Doamne, închinăm în fața Ta după masa aceasta. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice că Hristos a venit în lume. Binecuvântat să fie numele Tău. Mulțumim că ai venit în lumea noastră cu un scop precis. Nu ca să ne dai averi, nu ca să avem prestanță, onoare, să fim cineva, nu ca să fim sănătoși, tun, nu ca să ne meargă bine, ci ai venit în lumea aceasta să salvezi, să mântuiești, să izbăvești păcătoșii. Și Pavel a spus că el avea nevoie de lucrul ăsta și eu am. Doamne, izbăvește-ne, Doamne! Mântuiește-ne, Doamne! Iartă-ne păcatele, Doamne, că ne-am făcut! Dar fă ceva și cu păcătosul, Doamne! Te rog, Doamne, ai milă de mine, păcătosul! Ai milă de noi de starea în care am ajuns ca slujitori, starea în care am ajuns ca familie, starea copiilor noștri, o, starea jalnică a bisericilor Tale, dar Tu încă te uiți și spui că e biserica Ta. Doamne, vină în mijlocul nostru. Tu ai spus că atunci când ne pocăim, Doamne, că nu ne mai pasă de reputația noastră, de imaginea noastră, Tu vii și ne dai binecuvântarea. Vrem prezența Ta, Doamne. Vrem harul Tău, Duhul Sfânt. Dacă este cineva nemântuit și are nevoie de mântuire, ajută